emoționant și pentru mine și cred că pentru toți colegii din care au participat astăzi la această întâlnire în curtea partidului, la sediul nostru. Și nu cred că sunt multe partide sau multe organizații care au trăit momentele pe care noi le-am trăit de-a lungul vremurilor, dar mai ales momentele speciale pe care le-am trăit astăzi. După cum vedeți și dumneavoastră aici la conferința de presă, noi am mai parcurs cumva emoția momentului puțin mai devreme. Echipa PSD Pitești, echipa PSD Argeș s-a aflat în curtea partidului, s-a procedat într-un mod firesc, elegant, cu suflet, cu sentiment, la o predare de ștafetă a unui om cu experiență în administrația publică locală, a unui om de partid, a unui coleg loial, către președintele organizației care și-a asumat rolul de a fi candidatul la aceste alegeri și, cu toată credința mea, cred că va fi viitorul primar al Pitești. Lucrul ăsta nu se întâmplă prin alte părți, pentru că nu au oamenii, să-mi fie cu iertare, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu cred că au oamenii și mai ales oamenii pe care nu au valoarea celor doi colegi de aici pe care vedeți la pupitru. Care să facă echipă, care să poată să cedeze unul favoarea celuilalt, care să se susțină reciproc și în egală măsură, eu sunt cumva exemplul creitor care să-i susțină și pe ceilalți. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim. E de la sine înțeles că îmi doresc din tot sufletul ca echipa PSD să câștige și nu numai la Pitești, și la Consiliul Județean prin candidatul nostru, domnul președinte Mânzână. Mă simt extrem de onorat, extrem de obligat, mai mult ca oricând, să fiu trup și suflet alături de echipă, să încercăm împreună să convingem cât mai mulți cetățeni că avem valoare, că ne punem valoarea și experiența în slujba comunității și că la PSD lucrăm cu oameni, oameni serioși, oameni de onoare, oameni de cuvânt. Mulțumesc încă o dată, iar domnului președinte Cristian Gentea, nu-i doresc decât, după lansarea de 27, să deschidă sticla de șampanie alături de noi, cu dumneavoastră, bineînțeles, și să servăm împreună o mare victorie pentru Pitești. Mulțumesc!